plin de bucurie că petrecem din nou sărbătoarea aceasta din data Crăciunului. Vă spuneam duminicile trecute despre taine, despre secrete, despre cele ascunse ale lui Dumnezeu. Părinții bisericii spun că, de fapt, sunt două taine. Din aceste două taine decurg toate celelalte taine. Cea mai adâncă și mai greu de înțeles este taina Sfintei Triunii. Cum este un singur Dumnezeu, dar în trei persoane? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și a doua taină, vă zice Sfântul Apostol Pavel lui Timotei. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Cu adevărat, mare este taina dreptei credințe. Iau. Și o taină foarte mare a dreptei credințe. Și zice, Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume și s-a înălțat într-o slavă. Aceasta e taina. Noi, la prima vedere, zicem, bun, noi credem că Hristos a venit și zicem de Crăciun, că ce minunat că s-a născut pruncul în Iesle și suntem impresionați de povestea nașterii. Uite, Maica, cât au avut de suferit și de răbdat. Uite, Irod, ce rău a fost că a vrut să-l omoare și au omorât atâția prunci. Uite, păstorii, cum răbdau ei de frig și ce stare aveau acolo păscând oile afară. Uite, magii, cât de mult au călătorit și au căutat pe Mesia. Dar asta, să știți, este numai prima parte sau prima semnificație a întrupării Domnului Iisus Hristos. Povestea aceasta a nașterii are o semnificație mult mai adâncă. Vrea să ne ducă pe noi pe tărâmurile cerurilor, pe tărâmul lui Hristos, înălțându-ne prima dată mintea și după aceea înălțându-ne inima spre El. Aș vrea să vă duc prima dată în Vechiul Testament. Să vedeți că întruparea Domnului Iisus Hristos vrea să ne spună nouă mult mai mult decât că Domnul a venit în lume și noi să ne bucurăm. Prima dată, vedeți, Dumnezeu face 5 lucruri distincte. Noi citim în Cartea Facerii că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și aici, prin cele două părinții bisericii, înțeleg mult mai mult decât cerul pe care îl vedem noi, albastru, și pământul. Înțeleg? Niște lumi diferite. Dar să luăm așa. Prima dată este Dumnezeu de o parte. De cealaltă parte este creația. Deci avem două structuri diferite, dacă vreți. Prima taină, am zis, e taina Sfintei Triimi. Și apoi, din iubire pentru oameni, Sfânta Triime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, creează lumea. Deci astea sunt primele două distincte. Lumea se împarte și ea în două lucruri distincte. Avem lumea văzută și lumea nevăzută. Lumea îngerilor și lumea materială, palpabilă prin simțuri, dacă vreți. Ei, și lumea palpabilă prin simțuri, și ea se împarte în două. Avem pământul pe care locuiesc oamenii și avem restul universului. Dar și pământul a împărțit Dumnezeu în două. A pus grădina raiului și restul pământului. Ei, dar și grădina raiului a împărțit Dumnezeu iară două lucruri distincte. L-a făcut pe Adam și a făcut-o pe Eva. Și acum, chemarea noastră a oamenilor, pe noi, uitați-vă, ne-a făcut la sfârșit ca și coroana creației și ne-a pus, suntem cea mai specială creație a Lui, să știți. Îngerii nu sunt așa de special ca și noi. Pentru că îngerii sunt doar duhuri, fac parte doar din lumea nevăzută. Noi suntem și duhuri, și trupuri. Deci avem și suflet, și trup, și de aceea suntem chemați ca să fim stăpâni întregului univers. Și chemarea aceasta, cum se realizează? Atunci când noi reușim să facem unitate din toate cele distincte pe care le-a făcut Dumnezeu. Datorită păcatului, uitați-vă, când Dumnezeu a creat-o pe Eva, Adam s-a uitat la ea și a zis, iată, os din oastele mele și carne din carnea mea. Cum o vedea? O vedea în unitate cu sine. O vedea strâns legată de el. Dar când a păcătuit, deci ce face păcatul? Desparte. Întotdeauna păcatul desparte pe oameni, întotdeauna păcatul alungă iubirea. Țineți minte lucrul ăsta. Când a păcătuit, întreabă Dumnezeu pe Adam, unde ești, Adam? Aici, Adam, da, sunt gol. Dar ce s-a întâmplat? Păi, femeia ce mi-ai dat-o tu.
Deci nu mai vede ostioasele sale și carne din carnea lui, nu mai vede unită cu el, ci o vede cea vinovată dată de cine? De Dumnezeu. Adică, practic, direct Dumnezeu e vinovat că e o dată pe femeie. Pentru că n-a reușit să realizeze unitatea aceasta Adam între partea bărbătească și partea femeiască, Dumnezeu a trebuit să-L trimite pe Domnul Iisus Hristos în lume. Cum se realizează partea asta? Păi, în primul rând, a depăși starea de bărbat și de femeie. Și asta, în primul rând, se realizează în călugărie. Oamenii, când se călugăresc, nu mai au distinția asta sexuală. Ar trebui, și așa ar fi ideal, să nu mai aibă nici atracția poftei dintre cei doi. Cei care nu se călugăresc, Sfântul Pavel zice, decât să arzi, mai bine te căsătorești. Dar și aici ni se dă o îngăduință doar pentru o vreme, ca să ne stingem aprinderea trupească. Adică, și asta, vedeți că la Sfinții Părinți o găsim ca și efect al căderii în păcat. Că Dumnezeu putea și avea mai multe feluri de a veni oamenii pe pământ. Când am auzit prima dată lucrul ăsta, am zis, cum adică? Tu știu că din bărbați și din femeie e singura cale prin care pot să se mulțească oamenii. Nu e adevărat. Adam, cum a fost făcut? Din bărbați și femeie? Nu. Deci, iată, primul mod de a exista oamenii. L-a făcut Dumnezeu din lut. A fost greu? Deloc. Al doilea mod de a exista oamenii. A luat o coastă din Adam după ce l-a adormit și a făcut-o pe Eva. Deci, alt mod distinct de a fi creat omul. Este al doilea. Și mai este al treilea în ziua de astăzi, care se arată. Maica Domnului, necunoscând bărbat, neavând contact cu niciun bărbat și n-a cunoscut-o pe ea, Iosif, se întrupează Fiul lui Dumnezeu. Asta e taină extraordinară. Și acum să vedem de ce se întrupează. Păi tocmai ca să elimine distinția aceasta dintre bărbați și femeie. Hristos vine și ia naștere fără bărbat, numai din Maica Domnului, ca să arate unitatea pe care o poate realiza omul în sinea lui. Uitați-vă cum s-a comportat de frumos Domnul Iisus Hristos și cu bărbații și cu femeile. Și Sfântul Apostol Pavel zice la un moment dat, foarte adânc, în Epistola către Galateni, capitolul 3, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Se spune acum la Crăciun cântarea, nu de Sfinte Dumnezeu. Ce înseamnă să te îmbraci în Hristos? Cum la noi acum e... avem distinții foarte, să nu spun prea multe, foarte multe am vrut să zic între bărbați și femeie. Pentru că bărbații se îmbracă în pantaloni, femeile în fuste, bărbații lasă, stun părul, femeile lasă părul lung, dar acum lumea a început să le zăpăcească, dar nu din unitate, ci din încălceală. Ei, când se botezau în trecut oamenii, se îmbrăcau cu toți într-o haină albă până la pământ. Și nu mai era distinție care e bărbat și care e femeie. Dar nu ca să se amestece, să se încălcească lucrurile spre păcat, spre poftă, spre patimă, ci ca să se unească cele două și să se ajungă la realizarea aceasta a unității. Și zic, uitați ce zice Sfântul Pavel, dacă v-ați îmbrăcat. Zice, câți în Hristos v-a botezat, în Hristos v-a și îmbrăcat, nu mai este iudeu, nici elin, nici rob, nici liber, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, pentru că toți una sunteți în Hristos. Deci ce vrea să facă Hristos prin întruparea Lui? Primul lucru, să înlăture toate dezbinările, toate împărțirile pe care le fac oamenii. De etnie, de limbă, de sex, de culoare, de avere, de absolut orice, toate în Hristos se anulează. Sau se contopesc. Uitați-vă chiar însuși faptul că la închinarea lui Hristos vin aceste categorii de oameni, cei mai săraci, mai oropsiți. Că zicea Părintele Iustin, și băgați de seamă că dacă vreți să-L primiți pe Hristos, trebuie să aveți Duhul păstorilor. Păi ce Duh aveau păstorii acolo în câmp? Când noi ne plângem, va, că-s facturile mari. Ce facturi aveau păstorii în câmp? Răbdau frig, iarnă, vară, nu conta. Ploaie, zăpadă. Pentru ei aveau starea asta. Dar în starea aceasta de răbdare, îl așteptau pe Hristos. De aceea au venit îngerii să-L vestească. Și paradoxal, dacă le cei mai săraci de atunci, cu cei mai bogați magii de la răsărit, care au cititori în stele, cu cei mai inteligenți, care erau oameni foarte deștepți, vin și aceia și se unesc cu păstorii. Deci nu mai este distinție. Și ăștia erau din Persia, deci de alt neam. Păstorii erau evrei.
Hristos vine să unească absolut toate distincțiile pe care lumea a început să le împartă și să le facă prin păcat. Datorită păcatului se fac deosebirile acestea. Apoi, când omul realizează unitatea în familia lui, în biserica lui, în societatea lui între bărbați și femei, poate să meargă în pasul următor. Care e pasul următor? Păi să facă din casa lui, din raiul în care Dumnezeu l-a așezat, asta e armonia din familie, dacă ai pace în familie și ai rai în familie, să începi să faci din tot pământul rai. Dar cum să faci din tot pământul rai? Că ziceam aici la cântările de la Crăciun, bucură-te, Betleeme! Și suntem îndemnați să facem și noi, inima noastră iesle din Betleem. Știi ce înseamnă Betleem? În limba ebraică înseamnă casa pâinii, Betleem. Cum facem noi din inima noastră casa pâinii? Pentru un singur fel. Luându-L pe Hristos cu trupul și sângele Lui înăuntru nostru prin Sfânta Împărtășanie, facem casa noastră casa pâinii. Facem Betleem. Făcând o Betleem, începem să răsfrângem și în jurul nostru pacea din Betleem și la cei din jur, ca să facem tot globul pământesc un rai, numai grădina noastră. Ei, dacă am realizat noi lucrul ăsta și a face tot globul pământesc un rai, ce s-ar întâmpla? S-ar uni raiul acesta al nostru, vedeți și aici sunt multe de povestit, cum să se unească cu animalele, cu plantele, cu toată natura, cu toată creația pe care Dumnezeu a făcut-o, să fie într-o armonie perfectă și pe care noi am stricat-o. Că postul de aici pleacă, din armonie cu întreaga creație. Așa a fost la început. După aceea, dacă facem armonie cu creația, vin îngerii din ceruri să facă armonie cu noi. Uitați-vă, împreună cu păstorii și cu magii, se coboară îngerii și încep să cânte slavă într-o cei de sus lui Dumnezeu și să nu împace în timpul cu ei. Se face unitatea și cu cerul. Hristos va mai vorbi despre lucrul ăsta. A venit să facă unitate a oamenilor cu îngerii care s-au dezbinat datorită păcatului. Și când se face unitate și cu îngerii din ceruri, Dumnezeu vine să facă, deci noi toți trebuie să ne adunăm din cele distincte, bărbat și femeie, grădină și familie și biserică și comunitate, apoi întreg globul pământesc, iar la unitate, unitate cu îngerii, cu toată creația și văzută și cea nevăzută, pentru ca toți venim la unire, să ajunge să ne unim cu însuși Dumnezeu. Asta e taina pe care Hristos o aduce. De aceea zice Sfântul Ioan, cuvântul s-a făcut trup. Și în limba greacă e acolo, cuvântul s-a făcut carne. Ce taină e asta? În ce religie ați auzit ca Dumnezeu să se coboare pe pământ? Să se smerească în așa fel încât să intre în legătură cu oamenii neînspăimântându-i. Că putea Dumnezeu mai să crape cerul, să spună, măi, asta e dumnezeirea, voi trebuie să mergeți la rai. Ne-am fi înspăimântat, dar nici nu ne-am fi mers cu dragoste. Nu l-am fi căutat noi pe Dumnezeu. Hristos de aceea vine, cea Părintele Necula, să se joace cu noi de ascunța. Vine și ne provoacă la jocul ăsta, ce nu vreți să veniți și să ne jucăm de ascunța, dar să mă căutați, că eu v-am căutat pe voi. Și v-am găsit. Și omenirea zice, a început să-l caute câte puțin și apoi o abandonat jocul. Haideți în ziua aceasta de Crăciun să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos că a venit să facă unitate între noi. A venit să umple de pace pe îngeri, cu oameni, pe oameni într-o altă, parohiile, bisericile, comunitățile, familiile. A venit să ne unească, să ne aducă pe toți la unire. Să ne facă să nu mai fim egoiști căutând numai partea noastră. Și să ne facă să acceptăm voia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Și în felul acesta, unindu-ne unii cu alții și cu toată creația lui Dumnezeu, să ne unim cu însă Sfânta Treime. Și apoi începe abia omul să înțeleagă, să trăiască taina Sfintei Treimi și taina supărării lui Dumnezeu. Amin. La Tatălui și Fiului.